Inconștiența la volan pare a fi descrierea cea mai bună pentru un bărbat din Crișeni care a ținut murțiș să comită infracțiuni una după alta. Inspectorul principal de poliție Ioana Lavinia Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, ne-a transmis printr-un comunicat. Sâmbătă 11 februarie anul curent, la ora 17 și 30 de minute, polițiștii secției numărul 1 Poliție Rurală Zalău au fost sesizați că pe drumul comunal 9A în localitatea Salojanu Mineu a avut loc un eveniment rutier fără victime. Polițiștii secției numărul 1 Poliție Rurală Zaleu s-au deplasat cu operativitate la fața locului și ajuns în fața unui imobil din localitate, au găsit un autoturism avariat în partea din față. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana care a condus autoturismul ca fiind un bărbat de 37 de ani din comuna Crișeni, județul Sălaj. Acesta este bănuit de polițiști că aflându-se la volanul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare a părăsit sit partea carosabilă și a pătruns într-un șanț. Bărbatul de 37 de ani a fost testat cu aparatul etilotest și s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,36 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta avea anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Conducătorului autoi au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcolomiei și în cauza a fost întocmit mii dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Duminică, 12 februarie anul curent, în urma administrării probatoriului, polițiștii secției numărul 1 Poliție Rurală Zălău l-au reținut pe bărbatul de 37 de ani pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Tot duminică, 12 februarie, polițiștii secției secției numărul 1 Poliția Rurală Zalău l-au prezentat pe cel în cauză la parchetul de pe lângă judecătoria Jibou, iar procurorul s-a adresat judecătoriei Jibou cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Jibou a admis propunerea procurorului și a emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Polițiștii secției numărul 1 Poliția Rurală Zalău continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză.